Având în vedere faptul că partidele politice și candidaților se află anul acesta în campanie electorale în mai multe rânduri de alegeri, Episcopia Ortodoxă Română a Maramureșului și Sătmarului, în conformitate cu hotărârile Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, face câteva precizări privind campania electorală și folosirea bisericii în scop electoral. Episcopia precizează că folosirea spațiului sacru al bisericii în campanie electorală, precum și a imaginilor personale cu ierarhii sau clericii acesteia de către partidele politice și candidaților, nu este îngăduită și nici nu folosește la nimic, ci doar tulbură atmosfera publică, lăsând impresia că biserica ar sprijini pe unul sau pe altul dintre candidați. Într-un comunicat de presă, Episcopia mai spune că majoritatea celor care candidează pentru o funcție publică înainte alegerilor electorale au fost și în trecut și vin și în prezent, în mod particular să ceară binecuvântarea ierarhului locului, care îi primește pe toți cei care solicită aceste lucruri, așa cum obișnuia și vrednicul de pomenire, arhiepiscopul Justinian. Practica folosirii fotografiilor personale în care apar ierarhii și clericii ca material de campanie electorale fără acordul episcopiei aduce prejudicii de imagine bisericii, care în conformitate cu hotărârile Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române nu face politică partidică, iar biserica respinge aceste metode, care de altfel nu cresc șansele vreunui candidat, ci doar tulbură liniștea și pacea socială, biserica fiind instituția prin excelență care promovează și păstrează pacea socială. Binecuvântarea ierarhului este un lucru ad personam pe care o poate primi oricine o solicită și se cuvine să o păstreze cu credință în inima și viața fiecăruia, făcând parte din taina omului cu Dumnezeu. Rugăm așadar candidații la alegerile care urmează pe parcursul acestui an să nu folosească imagini sfinte, ori locașuri de cult și mănăstiri, sau imagini particulare cu ierarhii, clericii și monahii din eparhie, ca material de campanie sau promovare personală în campania electorală, se arată în comunicatul de presă al Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureșului și Sătmarului. Episcopia mai completează că participarea politicienilor și candidaților la sfintele slujbe nu este un exercițiu de imagine sau acumulare de capital electoral. Biserica o interpretează ca pe un act creștin de cinstire a sărbătorilor și evenimentelor bisericești, noi românii fiind un popor profund creștin.